Cinci maramureșeni au fost arestați preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea de furt și tăieri ilegale de păduri, evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit Tribunalului Maramureș. În vârstă de 62 de ani, unul dintre inculpați este din Săliștea de Sus și este cercetat pentru achiziționarea ilegală de lemne de pe terenurile unor persoane fizice. Le-a achitat acestora o parte din contravaloarea lemnului, dar ulterior a exploatat masa lemnului fără obținerea autorizațiilor necesare. Reprezentanții Tribunalului Maramurei și-au declarat că bărbatul i-a determinat pe angajații societăților comerciale pe care o administrează să exploateze lemnul de pe terenurile care aparțin Regiei Naționale a Pădurilor. A realizat profit de 19 miliarde lei, iar pentru a justifica banii a întocmit documente false. În complicitate cu el a fost un bărbat de 39 de ani din sara său, un pădurar și un inginer silvic de la Târgulă Puș, dar și un inginer silvic din Coaș. Cei cinci bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile la decizia Tribunalului Maramureș. Din această grupare infracțională face parte și un pădurar din Săcel care a fost arestat la domiciliu pentru complicitate. Inculpații au contestat hotărârea Tribunalului Maramureș, dosarul urmând a fi înaintat în vederea soluționării contestației Curții de Apel Cluj.